Astfel, de cripto, aș vrea să vorbim despre Ethereum, deoarece formează un tipar bearish și vom vedea o mișcare mare de preț pe Ethereum în următoarele ore, maxim în următoarele 3 zile. Și voi face analize și pe Bitcoin și pe Rond. Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puh! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin is going to zero! Zero! Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când crezi că s-a făcut Bitcoin-ul ăsta? Vedem o zi destul de bună pe piață. Bitcoin este la 34.800 de dolari, Ethereum la aproape 2.400 de dolari, BNB la 340 de dolari, ADA la 1.43. Să mergem pe Ethereum, deoarece Ethereum formează un tipar bearish și vă spuneam despre acest tipar și în videoul precedent și vedem că suntem într-o scădere de preț și formăm acest tipar, care prețul fluctuează între suport și rezistență, da? Suportul este ăsta de jos și rezistența, această linie de sus. Când vom ieși din acest tipar, vom vedea o mișcare mare de preț. Adică dacă închidem pe sub acest suport, care este în momentul de față pe la 2300 de dolari, dar ca să fim siguri că mergem în jos, trebuie să spargem suportul acesta de 2200 de dolari. Deci dacă Ethereum iasă din acest tipar și închide și sub 2200 de dolari, cel mai probabil va merge până jos, până la targetul din acest tipar care este la 1700 de dolari. Următorul target, dacă ar fi să depășim 2200, ar fi acesta de 2000, iar mai apoi 1700. Dar să nu vă gândiți că cum am ieșit în asta, mergem direct în jos. Nu, putem merge în jos, putem retesta tiparul, iar mai apoi să mergem un pic, tot așa în jos, până la targetul final care ar fi de 1700 de dolari. Acesta este scenariul bearish, dar scenariul bullish este dacă spargem rezistența în sus, care este acum pe la 2470 de dolari. Dacă mergem în sus, peste rezistență și închidem și avem volum mare. Este foarte important. Dacă ieșim din tipar și nu avem volum, cel mai probabil este un fake out și ne vom întoarce din nou un tipar și putem să mergem și până la suport. Deci trebuie să ieșim în sus și să avem și volum peste medie, candelă mare verde aici la volum, destul de mare, să fim siguri că ieșim din tipar în sus. Scenariul bullish este la 2600 de dolari. Dacă ieșim din tipar, primul target ar fi 2600 pe aici. Dar vedem aici rezistență, aici. Iar următorul, dacă depășim 2600, este undeva pe la 2820 de dolari. Da? Deci trebuie să vedem ce se va întâmpla cu Ethereum în următoarele ore. Cel mult în următoarele 2-3 zile vom ieși din acest tipar și vom ști sigur încotro merge Ethereum. Voi face o analiză și pe Bitcoin. Pe Bitcoin suntem chiar acum pe la suport. Da? În ultimul video spuneam că eram pe aici și eram în pericol dacă închideam sub. Am văzut trei candele cu destul de multă confluență, adică s-a încercat să meargă în jos, a fost destul de mult cumpărător și prețul s-a dus în sus. Iar chiar acum primi reject de la această rezistență, această linie galbenă. Da? Deci dacă de aici nu trece de linia asta galbenă, cel mai probabil se va întoarce la linia aceasta de suport principal, care este pe la 34.300. Bitcoin nu trebuie să treacă de 32.800 de dolari. Dacă merge și până aici și face un bounce, este bullish. Dar dacă merge sub el, atunci ne putem aștepta să meargă până jos la 29.000-30.000 de dolari, care este suportul principal. Pe candela de zi suntem tot sub EMA Ribbon. Un lucru pe care l-am omis pe Ethereum este să vă arăt pe candela de zi. Să șterg liniile să se vadă mai bine. Ethereum este foarte, foarte puțin deasupra EMA Ribbon-ului pe candela de zi. Dacă închide peste, pe la 2420 de dolari, dacă închide peste, Ethereum s-ar putea să urce de aici. Nu a mai fost peste EMA Ribbon de aici. Aici am încercat odată, am închis odată pe zi peste, dar ne-am corectat deoarece nu a fost volum, da? Vedem aici candela de volum este foarte, foarte mică. Ceea ce vedem și acum pe Ethereum. Dacă închidem peste EMA Ribbon, dar nu avem volum, nu susținem
volumul ca să meargă peste EMA Ribbon, cel mai probabil ne vom corecta dacă volumul nu apare. De aceste lucruri trebuie să ținem cont. Iar pe timeframe-ul de o oră pe Ethereum, vedem o divergență bearish. Să trasăm linia. Prețul crește, dar RSI-ul scade. Este o divergență bearish și ne semnalează că prețul ori se va consolida de la aceste nivele, ori se va duce un pic în jos, pe timeframe-ul de o oră. Deci pe termen foarte scurt. Să mergem și pe e-gold. E-gold este într-o scădere de preț, da? Când știm când o monedă este într-o scădere de preț, într-un trend descendent. Când vedem lower highs, adică vârfuri din ce în ce mai mici, da? Și scăderi de preț din ce în ce mai mari, da? Așa știm că suntem într-o scădere de preț. Pe Ethereum, de exemplu, suntem într-un uptrend, într-o urcare de preț, doar ce vedem higher highs, vârfuri din ce în ce mai mari, da? Și aici, și aici, și aici, și aici, și scăderi de preț din ce în ce mai mici, da? Ethereum este într-un uptrend, într-o urcare, dar e-gold este într-o scădere de preț. Așa știți când o monedă este într-o urcare și când este într-o scădere de preț, doar ce tot timpul vrei să tranzacționezi în conformitate cu trendul, doar ce nu vrei să pui un short când prețul merge în sus sau invers. Ok, să pun din nou EMA Ribbon, nu? Și vedem pe gold, aceasta este rezistența, această linie galbenă. Am încercat așa. Odată aici să mergem peste, a doua oară, a treia oară, a patra oară. Și am primit reject de 4 ori. Și acum suntem și sub EMA Ribbon pe candela de o oră. Suntem pe la $96. Dacă primim încă o dată reject sau prețul se îndepărtează de aici, cel mai probabil vom merge din nou până la suport, care este la $90 acum. Și dacă punem și Fibonacci, de la cel mai jos prag până la cel mai... Nu. Să-l punem de sus în jos. Într-o scădere de preț vrem să punem Fibonacci de la cel mai... De la vârf până la cel mai jos prag. Se închide RSI-ul să se vadă mai bine. Ok. 0.5 pe Fibonacci este la aproximativ $100, da? Suntem într-o scădere de preț. Când știm că moneda nu mai este într-o scădere de preț? Când depășește 0.5 pe Fibonacci după o scădere de preț. Și 0.5 pe Fibonacci este la $100. Deci prețul trebuie să meargă până la $100 și să meargă peste și să închidă acolo și să se consolideze și de acolo moneda poate să meargă în sus, e-gold poate să meargă în sus dacă stă sub 0.5 pe Fibonacci, care este la $100. Tot ce este sub $100 pe e-gold pe timeframe-ul de o oră este bearish, da? Cu cât stăm sub 0.5, prețul tinde să meargă în jos. Deci pe e-gold este de urmărit $100. Când sparge $100 și avem și volum, foarte important este să avem volum. Dacă nu avem volum, sunt fake-uri și atunci mergem din nou în jos. Deci $100 este urmărit pe gold. Atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos acest video și dacă ți-a plăcut acest tip de conținut, nu uita să-mi dai un like, deoarece mă ajută foarte mult. Pe data viitoare!